În Joia Mare, gospodinele vopsesc ouăle. Culoarea roșie este cea mai folosită deoarece reprezintă sângele lui Iisus Hristos răstignit pe cruce pentru mântuirea omenirii. Ouăle roșii sunt nelipsite de pe masa tradițională de Paște. Tradiția spune că în ziua de Paște ouăle se ciocnesc și se rostește salutul Hristos a înviat. Tradiția populară spune că ouăle vopsite în Joia Mare și mâncate de Paște apără de suferințe și necaz, iar coaja lor, îngropată în pământul pășunilor, apără vitele de deochi și de năpastă. În ziua de azi, puține mai sunt gospodinele care aleg să vopsească ouăle în stil tradițional. În comerț au apărut diverse modele de vopsea care fac treaba mult mai rapid și totuși sunt mulți români care s-au întors la tradiții și vopsesc ouăle cu foi de ceapă. Avem nevoie de ceapă roșie, frunze de ceapă roșie sau urzici. Mamaie le mai vopsea cu urzici, dar eu astăzi am aici frunze de ceapă roșie pe care le-am pus la fiert. Am adăugat și puțin oțet, mai adăugăm și acum. Le lăsăm să fiarbă. Acum vom scoate frunzele din oală, pentru că apa noastră s-a colorat. Este foarte important să nu uităm să punem oțet. Vom lăsa un pic apa să se răcească, este foarte important. O putem lăsa chiar și până a doua zi, pentru că nu are nimic, adică nu-și pierde din culoare. Ouăle noastre sunt gata, o să scoatem și ouăle într-un castron. Am băgat ouăle în ciorap și trebuie să fim foarte atenți, să strângem bine, 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 bine. Trebuie să facem un nod ca să nu alunece frunza de pe ou, că altfel nu, o să avem forma. Și pur și simplu introducem oul în vopsea. Putem să-l mai lăsăm, știu de la mamaie, că mamaiele le mai lăsa un pic și le întorcea din când în când. Vom scoate ouăle, după cum vedeți, au o culoare foarte frumoasă. Sunt foarte roșii. Iar acum le vom lăsa un pic să se răcească, după care le vom da cu ulei. A ieșit un model foarte frumos și natural. Într-adevăr, nu am pus bine frunza de pătrunjel, dar este foarte frumos și este destul de colorat. Așa arată ouăle noastre. Sunt vopsite natural, sunt vopsite 100% cu produse naturale, mai exact cu foi de ceapă, în care am pus și puțin oțet, trebuie neapărat să punem oțet. Dacă vreți, puteți să adăugați câteva frunze și de urzici. În comerț se găsesc diferite tipuri de vopsea de ouă. Multe gospodine apelează la acestea pentru că procedeul durează mai puțin. Deci fierb ouăle și după aia le pun într-un castron vopseaua și după ce le fierb le lasă să răcească un pic și după aia le pun în vopseaua roșie. Pun apă, pun praf din ăla de puțină sare și atât. Folosiți colorați din comerț? Da, din comerț, da. Tradițional nu ați încercat să le vopsiți cu coș de... Nu, 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 nu. Vă e mai ușor așa? Da, și așa ne-am obișnuit. Un foi de ceapă. Strâng ceapa, foile și le fierb, le strecor și după aia fierb ouăle în zeamă. Deci în mod tradițional? Tradițional. Poftim? În mod tradițional? Da, da, da. Nu folosiți coloranții din... Nu, nu, nu mai folosesc coloranți de mult. Legenda spune că însăși Maica Domnului ar fi pus un coș cu ouă sub crucea pe care fiul ei era răstignit. Ouăle voia să le ofere soldaților pentru a-i îndupleca să aibă milă de fiul ei. Sângele Mântuitorului, simbol al vieții, a curs peste ouăle din coș, înroșindu-le.